Dacă intră în Liga Campionilor, Becali promite că face un stadion de 50 de milioane de euro. Statul român nu pierde niciun ban pentru că FCSB nu joacă în Ghencea, spune Talpan. Talpan a aflat că Becali și-a trimis avocații să înregistreze marca FCSB Steaua. Încearcă să fure în continuare identitatea, palmaresul, marca și numele de Steaua. Oare nimeni din statul român nu vede abuzul acestui Gigi Becali? Eu cred că a venit sfârșitul și Talpan de data asta. Cred eu că cât de curând, nu știu, o săptămână, două, trei, m-a schimbat. Becali spune că a câștigat un proces cu Talpan și că i-a pus sechestru pe casă. Plânge, vine executorul. Da, Doamne, mi-a furat! Dar ce să faci? Mi-a furat, dacă mi-a furat! Uite-mă banii care i-ai luat. Nu mi-e frică de absolut nimic și nu voi dispărea, că nu dictează el în România. Suporterii Stelei și împreună cu mine îl vom dovedi. Argăsel a negociat cu Steaua Armate și povestește ce a făcut Talpan la întâlnire. A venit pentru oamenii de acolo și a început să țipe la ei. Să nu stă de la masă cu trădătorii, că le-am furat imaginea, că le-am furat echipa. Argăsel a mers pregătit la negocieri. Degeaba, FCSB n-a reușit să închirieze Ghencea. Ce atâta, mă? Ce atâtea? Ce atâtea foi, mă? Ce atâtea miliarde de foi, mă? Păi ce-am făcut, mă? 70 de foi. Pentru ce 70, mă? Pentru ce 70? Ce atâta 7 miliarde? Ce-am făcut, mă? Ce atâta foi faceți, mă?